recorectarea lucrărilor în urma contestațiilor aduce modificări în graficul rezultatelor de la evaluarea națională. Un exemplu ar fi școala din Moțăței, unde în urma contestațiilor procentul de promovabilitate a crescut de la 0 la 67%. Imediat după afișarea rezultatelor de la evaluarea națională au fost depuse 773 de contestații, un număr mare comparativ cu anii trecuți. Dacă înainte de contestație procentul de promovabilitate a fost de 69,4%, după recorectarea lucrărilor procentul de promovabilitate a depășit 70%. S-a încheiat evaluarea națională. Putem spune că procentul obținut de elevii din județul nostru la acest examen deosebit de important este de 70,11%. Și dacă ar fi să fac o comparație cu procentul de anul trecut la evaluarea națională, avem un procent mai bun, în 2016, procentul fiind de 69,30%. În ceea ce privește rezultatele elevilor, și anume mediile de 10, realizând o comparație între cei doi ani, acesta și anul trecut, anul trecut vorbeam de 4 medii de 10, anul acesta fiind vorba de 11 elevi care la examenul de evaluare națională au obținut media 10. Am avut un număr mare de contestații depuse de elevii noștri, și anume 773 de contestații. Dintre acestea, 773, 471 la limba și literatura română și 302 contestații la matematică. În urma reevaluării lucrărilor elevilor, 510 note au crescut în plus, 73 în minus. Diferența cea mai mare între media de dinainte de contestații și media de contestații a fost de un punct, și anume media unui elev care de la 6,70 înainte de contestații a crescut la 7,70. Un caz special a fost înregistrat la o școală din județ, unde în urma contestațiilor procentul de promovabilitate a crescut de la 0 la 67%. O situație deosebită s-a înregistrat la școala gimnazială numărul 1 Moțăței, unde procentul de promovabilitate înainte de contestații a fost de 0%. După contestații, procentul de promovabilitate este de 67,80%. Este vorba, de fapt, de 3 elevi care au depus contestații, 2 dintre aceștia soluționați pozitiv la limba română și unul la matematică. Anul acesta avem 7 școli care, în urma rezultatelor obținute de elevi la evaluare națională, au un procent de promovabilitate de 100%. Aș vrea să precizez faptul că toate școlile sunt din județ, nicio școală cu 100% din Craiova. Realizând o comparație între rezultatele obținute de școlile din Craiova, pe primul loc se situează școala gimnazială Traian Craiova, cu un procent de promovabilitate de 99,01%, urmată îndeaproape de școala gimnazială Mircea Eliade Craiova, cu un procent de promovabilitate de 98,99%, și Colegiul Național Frații Buzești Craiova, cu un procent de promovabilitate de 98,70%. La polul opus, cu promovabilitate de 0%, s-au situat 3 unități de învățământ.